Basme în limba română. Mulan. Cândva de mult, în Han, China, trăia Fa Chao. El era un războinic în armata imperială. Avea o fică frumoasă numită Mulan. Mulan iubea armura tatălui ei. Mereu o purta și se admira în oglindă. Oh, Mulan, ce faci? Tată, de ce nu pot fi un războinic ca tine? Pentru că femeilor nu le este permis să lupte într-o bătălie, copila mea. Ele pot fi rănite. Trebuie să aibă grijă de casă. Dar femeile pot fi la fel de bune ca bărbații pe câmpul de luptă. Da, copila mea, dar generalul nu va permite unei femei să ia parte la război. Într-o zi, împăratul din Han, China, a aflat că hunii urmau să atace armata. Hunii erau conduși de nemilosul Shan Yu, care voia să le ia pământul. Armata noastră nu este suficient de mare. Vreau cel puțin un membru din fiecare familie să lupte în acest război. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Curând, vestea s-a răspândit și un membru din fiecare familie a fost trimis în munți pentru a se antrena în subordinea generalului. Dar în casa lui Mulan s-a întâmplat ceva neașteptat. Trebuie să plec. Acestea sunt ordinele împăratului. Dar tu nu te simți bine. Cum vei lupta în război? Nu contează. Țara mea și poporul meu au nevoie de mine. O să plec mâine. Nu, dar tata e atât de bolnav. Aceștia sunt mulți dificili. El nu e capabil să ajungă nici măcar la general. Țara mea e în pericol. Dar nu-l pot lăsa pe tatăl meu să facă asta. Mulan nu avea de gând să renunțe. Știu ce trebuie să fac. Voi merge să mă antrenez în munți. Voi lupta pentru țara mea și îi voi distruge pe huni. Îmi pare rău, tată. Știu că vei fi furios dimineață, dar nu te pot pierde și nici nu pot vedea țara înfrântă. Iartă-mă că nu te-am ascultat, tată. Dar dacă trebuie să lupt în acest război ca un bărbat, așa voi face. Prin urmare, puternica Mulan a pornit spre generalul armatei imperiale. Știa că femeile nu au voie să lupte. Dar mai știa că dragostea ei pentru țară și pentru tatăl ei venea din inima sa. În acest moment nu-i păsa dacă era bărbat sau femeie. Ea era un războinic. Ai spus că numele tău este Cheng. Așa este? Cum sunt abilitățile tale de luptă? Da, generale, mă cheamă Cheng. Abilitățile mele de luptă poate nu sunt la fel de aprige ca cele ale luptătorilor pricepuți de aici. Dar credeți-mă, nu vă voi da motiv să vă plângeți. Îmi place pasiunea ta, Cheng. Vom începe pregătirea ta mâine. Mulan era hotărâtă, puternică și doritoare. Ea s-a antrenat din greu pentru a-și ascuți abilitățile de mânuire a sabiei. Învăța repede. Când toți ceilalți se odihneau, ea își exersa abilitățile. Mulan a fost repede acceptată în armată ca un bărbat. Companionii săi războinici i-au iubit încrederea și pasiunea pentru țara ei. Dar mai era cineva care era impresionat de antrenamentul lui Mulan. Era dragonul gardian Mushu. Mushu a fost trimis de strămoșii săi să o ajute pe Mulan. Când Mulan și-a părăsit casa din munți, mama ei o văzuse plecând. Înspăimântată, s-a rugat imediat la strămoșii lor. Oh, salvează-ne! Protejează-o pe fica mea! Nu-ți face griji! Ea este un copil curajos, are o inimă de aur. Mushu este un dragon gardian. El o va veghea pe Mulan. Și astfel Mushu a vegheat-o mereu pe Mulan. Mulan nici măcar nu știa că are un dragon care o păzea. Dar Mushu n-a scăpat-o niciodată din ochi. Uite cât de talentată este! Ea merită șansa de a-și dovedi abilitățile! Mushu a decis să scrie o scrisoare falsă, ordonându-i lui Li Shan să mărșăluiască înspre munți. Hunii au atacat orașul! Ni s-a ordonat să mergem înspre munți și să distrugem restul clanurilor lor. Trupele au mărșăluit prin munți,
Dar ce nu știau ei era că aceasta era o mare greșeală. Hunii nu au atacat orașul. Toți se ascundeau în munte, sperând ca armata imperială să facă o singură greșeală. Hunii au atacat armata imperială. Erau foarte puțini la număr în comparație cu hunii. S-au luptat și s-au luptat, dar n-a fost de niciun folos. Brusc, stai, am o idee! Mulan a luat ultimul tun și a tras cu el între munți. Acesta a adus zăpada în jos și în curând, hunii au fost îngropați sub zăpadă. Ura! Ura! Am câștigat! Ura! Ura! Am câștigat! Ura! Am câștigat! Dar tunul a rănit-o și pe Mulan. S-a prăbușit la pământ. Toți s-au adunat în jur. În timp ce un războinic încerca să o ridice, i-a căzut casca și părul ei lung și lucios bătea acum în vânt. Nu știam că Cheng avea părul atât de lung. Casca mea! Unde e casca mea? Ce s-a întâmplat cu vocea ta, Cheng? Te-ai rănit la gât? Stai așa! Tu nu ești Cheng? Tu nu ești bărbat? Ești o femeie? Spune-mi, cine ești tu? Îmi pare rău, generale! Eu nu sunt dușmanul vostru! Eu sunt Fa Mulan, fiica lui Fa Shao! Tatăl meu e bolnav și nu voiam să se rănească mai mult! Îmi iubesc țara, dar femeile nu au voie să lupte! De aceea m-am deghizat în bărbat, ca să pot lupta în război! N-am dorit să fac niciun rău! Dar ceva rău s-a întâmplat! Ne-ai înșelat! Îți voi cruța viața pentru că ai ajutat la înfrângerea hunilor, dar nu mai poți lupta! Du-te înapoi în satul tău în acest moment și să nu te mai întorci niciodată! Mulan a fost complet distrusă. Mushu o urmărea de asemenea pe Mulan. Pe drumul de întoarcere prin munți, Mulan a auzit niște voci ciudate. Pe măsură ce a urmat acele voci... Oh, nu! Hunii! Sunt încă în viață! Nu! Mărșăluiesc spre oraș! Trebuie să-l avertizez pe general! Mulan a alergat spre Li Shan. Generale! Generale! Tu! Cum îndrăznești să te întorci? Generale! Hunii sunt în viață! Mărșăluiesc spre oraș! Împăratul nostru este în pericol! Nu am niciun motiv să te mai cred! Pleacă! Nu! Dar te rog! Ce fac acum? Nu! Nu voi accepta înfrângerea! Trebuie să încerc! Îmi voi salva împăratul și țara! Mulan era hotărâtă să-i oprească pe huni de una singură. Și-a luat calul și a plecat spre oraș. Între timp... De ce vreau să am încredere în Cheng? Mă refer la Mulan din nou. Dar ea mi-a salvat armata și a arătat excelente abilități de mânuire a sabiei. Dacă ea spune adevărul și împăratul este într-adevăr în pericol, nu pot lăsa să se întâmple asta. Nu sub supravegherea mea. Îmi voi duce armata spre oraș chiar acum. Și astfel, Mulan a plecat să-și apere orașul și împăratul de huni. La fel a făcut și armata imperială. În timp ce Mulan a intrat în oraș, a văzut că unii huni au trecut deja de porți. Nu! Asta înseamnă că Shan Yu trebuie să fie intrat deja în palat. Trebuie să-l salvez pe împărat! Mulan s-a grăbit spre palat și și-a dat seama că împăratul ei fusese deja capturat. Nu! Ce mă fac acum? Stai! Am o idee! Oh! Puternicul Shan Yu! Sunt atât de fericită că te văd în viață! Ce? Ce vrei să spui cu asta? Nimeni nu-mi poate face rău, frumoasă tânără domnișoară! Asta i-am spus și eu lui, dar el a râs și a spus că nici vorbă să te compari cu el și că tu... Așteaptă! Cine este el? Cheng! Cheng? Cine este Cheng? Războinicul din armata imperială! Cel care ți-a îngropat toți soldații în zăpadă, sus în munți! Oh, acel om mărunțel! Da, da! A spus că chiar dacă tu nu ai murit, el te va provoca și te va învinge cu propriile sale mâini. Dar nu știe că ești în viață. El e pe acoperiș. Ce-ar fi să urci după mine acolo și să-l ataci tu primul? Îmi place asta! Soldați! Nu lăsați împăratul să plece! Lasă-mă să văd cât de priceput este acest Cheng! Shan Yu a urmat-o pe Mulan pe acoperiș. Mulan l-a împins imediat din spate și și-a scos sabia de sub hainele ei.
Ce? Unde este Cheng? Și de ce ții tu o sabie? Cheng, cel care ți-a îngropat soldații în zăpadă este chiar în fața ta, Shan Yu. Cum îndrăznești să-mi ataci poporul? Te voi înfrânge chiar aici! O femeie războinică? De ce? Ți-e frică pentru că sunt o femeie? Nu-ți face griji! Nu te voi menaja! Cum îndrăznești? Shan Yu a fost învins. Mulan a coborât pe scări pentru a-l salva pe împărat. Dar spre surprinderea ei... General Li Shan! Împăratul a fost deja eliberat de generalul Li Shan și de armata sa. Toată lumea a aflat că Shan Yu nu mai era. Hunii au fost arestați și aruncați în închisoare. Oamenii au dansat și s-au înveselit pentru victoria lor asupra hunilor. Orașul Han s-a bucurat pentru războinicul lor curajos, Mulan. Ei i s-a înmânat scutul curajului al armatei imperiale. Mulan a acceptat onoarea. A mulțumit împăratului și s-a întors la familia sa. Oh, Mulan! Suntem atât de fericiți că ești în siguranță! N-ai speriat? Iartă-mă, tată! Nu, copila mea! N-ai făcut mândri! Și eu sunt mândru de tine! Ce? Tu cine ești? Eu sunt dragonul gardian! Întotdeauna am grijă de cei care au spiritul să arate cine sunt! Ai arătat curaj, dragoste curată față de tatăl tău și de țara ta! Ești un războinic adevărat! Ai dovedit că femeile pot face orice atâta timp cât pun suflet în ceea ce fac! Da, și eu sunt mândru că am o fică!